Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Sfatul Specialistului. Sunt Călina Jurjubala, avocat, iar azi vă voi prezenta etapele sau procedura pe care trebuie să o îndeplinim pentru a contesta un aviz de cotizație federal sau provincial. Avizele de cotizație federale sau provinciale le vom primi după ce vom depune o declarație de venituri. O declarație pe care noi sau contabilul nostru o întocmește ca urmare a însumării veniturilor și cheltuielilor pe care noi le avem în decursul unui an. De obicei, avizul de cotizație noi îl primim în situația în care trimitem declarația noastră de venituri și de cheltuieli pe care le avem în decursul unui an, iar acest aviz de cotizație reflectă efectiv sumele pe care noi le-am declarat. Sunt situații în care agenții de la Revenue Quebec sau de la Revenue Canada consideră că sumele pe care noi le-am declarat cu titlu de venit sau cu titlu de cheltuieli nu sunt cele reale. În această situație se procedează la o verificare a declarației noastre, această verificare ducând la emiterea unui nou aviz de cotizație. Dacă nu suntem de acord cu avizul de cotizație pe care l-am primit ca urmare a verificării noastre, procedura pe care trebuie să o îndeplinim pentru a contesta acest aviz de cotizație se cheamă opoziție. În termen de 90 de zile de la data primirii avizului de cotizație, vom depune la serviciul de opoziții, la direcția de opoziții de la Revenue Quebec, Revenue Canada, avizul nostru de opoziție. Avizul de opoziție este un document pe care îl puteți găsi pe site-urile pe internet, pe site-urile Revenue Quebec, Revenue Canada, în care dumneavoastră va trebui să înscrieți numele, prenumele dumneavoastră, codul numeric personal, numărul avizului de cotizație, anul pentru care ați fost impozitat în cadrul acelui aviz de cotizație, cât și motivele pentru care dumneavoastră considerați că avizul de cotizație nu este un aviz care reflectă realitatea. Avizul opoziția dumneavoastră, avizul dumneavoastră de opoziție va fi verificat și va fi reverificat încă o dată reveniturile pe care le aveți, cheltuielile pe care le-ați declarat de către serviciul de opoziții. Dacă în prima parte a verificării dumneavoastră personalul de obicei de la Revenue Quebec și Revenue Canada sunt agenți obișnuiți, pot să fie persoane care au finalizat doar colegiul. În cadrul opoziției ne întâlnim cu persoane foarte specializate, sunt de obicei avocați specializați în drept fiscal, contabili specializați în drept fiscal. Ei vor intra în contact cu dumneavoastră, vă solicit să colaborați cu aceste persoane, să le transmiteți documentele care considerați că sunt necesare pentru completarea și pentru susținerea tezei dumneavoastră potrivit căreia sumele sau impozitarea care v-a fost făcută nu a fost cea corectă. Aveți oportunitatea să depuneți documente noi, ele vor fi reanalizate, iar în urma reanalizării se va da un nou aviz de cotizație. Dacă nici în urma acestei opoziții dumneavoastră nu sunteți de acord cu avizul de cotizație emis, aveți încă o oportunitate, vă puteți adresa instanțelor judecătorești, Curs du Quebec, Curții Quebecului, Chambre Civile, Camera Civilă, sau Curții Quebec, Petit Créance, sunt situații însă limitate pentru anumite sume de bani care de obicei sunt mici. Sunt Călina Jurjubala, avocat, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o nouă ediție a Sfatului Specialistului la ESCU TV.